sunteți în siguranță. Salutare, națiune jucătoare! Și bine ați venit la prima noastră încercare de un unboxing. Pentru că tot vorbeam ultima oară de proiecte Kickstarter și pledge-uri, am spus să vă arătăm cam ce primești de la un astfel de pledge. Proiectul care vi-l prezentăm azi a fost un pledge pentru Reaper Miniature Bones. Dacă, pentru cei care nu știți, Reaper este o companie destul de mare care produce miniaturi pentru diverse jocuri de role-playing. Ei au făcut un proiect pentru Kickstarter, să adune fonduri pentru a face mai multe miniaturi și miniaturi mai diverse. Bineînțeles, proiectul a fost un succes, s-au strâns undeva pe la 3 milioane și ceva de dolari, deci destul de mult, o grămadă de comenzi. Pledge-ul a fost făcut anul trecut în septembrie, sfârșitul august, îmi cer scuze, urmând ca comanda să vină undeva prin sfârșitul primăverii la noi, datorită faptului că a fost un număr foarte mare de comenzi, a fost un număr mare de comenzi și de oameni care au făcut pledge, a ajuns acum 2 săptămâni. Dar nu asta este important, haideți să vă arătăm ce am primit. Acesta era una dintre părțile principale ale pledge-ului, respectiv Vampire Level-ul. Vampire Level-ul era un pledge de 100 de dolari, care îți oferea în jur de 300 și ceva de miniaturi, pe lângă care puteai să iei extra sets, additional sets sau orice altceva mai doreai, care bineînțeles costa un plus, dar erau perfect opționale la alegerea fiecăruia. Vorba multă sărăcia omului, haideți să vedem ce am găsit înăuntru. Dar stați, pe lângă Vampire Level, am mai luat niște extra sets. Ta-dam! Ce-a dus moșul aici? O pungă cu bunătăți! Aici sunt toate seturile. Puteți să le vedeți, miniaturile vin în punguțe. Cele mici sunt deja asamblate, după cum puteți să vedeți. Ce este foarte bine este că miniaturile vin deja grunduite, sunt gata, ready to paint. Deci dacă sunteți amatori, vreți să încercați să vedeți cum este să pictați o miniatură, nu mai trebuie să vă bateți capul cu grund. Ele sunt deja grunduite, pur și simplu luați vopselele și dați drumul la vopsit. Haideți să vă arătăm și mai aproape cum arată una. Acestea sunt din setul Mind Your Manners. Avem aici un etin cu două capete. Și să vedem ce mai avem noi. Ați un gnol care săracul în urma unei lupte și-a pierdut mâna. Dar noroc că sunt un medic bun și pot să-i o repar, cred. Da, va trebui puțin lipici pentru mâna acestuia, care momentan arcul este jos. Și un ogri pentru campionii din aventurile mele. Puteți să vedeți, miniatura este destul de detaliată. Aveți aici scutul, un club. Arată foarte bine, ca și mărimi sunt în general standard pentru orice role-playing game. Asta ar fi mărime large, să spunem, și asta ar fi un medium size. Avem aici una din creaturile care le doream de mult să le am în campanie, respectiv o hidră. Bă, cum vedeți, acestea mai mari vin în mai multe bucăți, care în mod normal nu necesită lipici, ci necesită doar o simplă asamblare. A, pur și simplu le luați și vă dați destul de ușor seama cum intră orice. Și avem aici o minunăție de hidră cu 5 capete, perfectă pentru a urmări eroii aceia pesky. Le lăsăm mai frumos așa. Avem foarte multe miniaturi. Cred că dacă v-aș face practic un unboxing la toate, ar dura destul de mult timp. Vă mai arăt câteva așa
pentru plăcerea voastră. Pot să spun că miniaturile încă le puteți găsi pe site-ul celor de la Reaper, din păcate la un preț mai mare decât cel inițial pentru pledge. După cum spuneam și în episodul nostru din Up Next, un pledge, un proiect de Kickstarter, de obicei are promoții, prețuri promoționale sau primești diverse cadouri în funcție de câți bani se strâng. Și atunci vă dați seama, a fost un preț mult mai bun când am făcut noi pledge-ul decât cât l-au ei pe site. Dar dacă sunteți în căutare de miniaturi, vreți ceva care sper să le pictați, cei de la Reaper au niște miniaturi foarte, foarte drăguțe pe site. Așa, aici avem un schelet foarte drăguț. Foarte drăguț și foarte măricel. Dacă i-am pus eu toate astea corecte. Nu râde, mă, nu râde. Vrei să faci tu? Poți pui și pe pauză. Deci ar trebui să tai. Da? Vreau să te văd cum te chinui. Trebuie să ai pus mâna invers. Costin nu mai râde. Pe unele din miniaturi e posibil să punem un pic de lipici ca să stea mai bine, dar majoritatea nu cred că au nevoie. O să mai vă arăt aici un Frost Giant, de fapt un Frost Giant Queen. O puteți vedea aici în toată splendoarea ei, o punem în spatele Hydrei. Sau hai să punem mai cu fața așa să se vadă. Și vă dați seama, sunt foarte multe extrauri în funcție de ce am luat. Haideți să vă arăt puțin cam ce conține și Vampire Pack. Avem aici o cutie destul de mare, plină cu bunătăți. Este destul de simplă, sigla Kickstarter, emblema celor de la Reaper și înăuntru multe și multe miniaturi pentru toate poftele. Indiferent ce ați vrea să aveți la campanie, cred că găsiți aici, v-am spus, sunt în jur de 300 și ceva. Sunt eroi, monștri, antieroi, diverse lucruri pentru dungeon-uri, gen candelabre, lumânări, psicrie și tot așa, ca să faceți dungeon-ul vostru cât mai frumos. De asemenea, nu sunt doar pentru... Sunt câteva miniaturi și pentru jocuri SF. Le puteți vedea aici chiar cu armele. Dacă sunt fan de Warhammer sau ceva, poate le puteți găsi o întrebuințare și acestora. Iar ca să concluzionez așa puțin, de fapt, haideți să facem așa un mic unboxing. Tot am vorbit. Să vedem ce bunătățuri am primit pe aici. Avem aici un Spectre, care are o culoare foarte frumoasă, așa străvezie. Vedeți că sunt deosebite de cele verzi. Pentru cele miniaturile undead au ales o culoare așa mai străvezie, mai, să zic eu, diversificată, diversă, care duce mai cu gândul la afterlife and stuff like that. Aveți aici așa o fantomă, că vorba aia, să nu fie spectru singur, să nu se plictisească. Spirite. Și așa ca și tort, Cherry on the Top, una din miniaturile care mi-au plăcut foarte mult și care le-am luat și întotdeauna îmi doream un dragon mare la masă și pe care n-am avut răbdare și a trebuit să o scot din pungă și să o asamblez, este Nerith Maul the Undying. Este un lich, Draco lich. Are cam 9 cm, 9.75 în înălțime și cam 7 inch, nu centimetri, în lățime. Și sunt sigur că ar putea să bage spaima în orice aventurier.
Așa că ce să vă zic, dacă v-a plăcut ce ați văzut, puteți foarte frumos să mergeți pe site-ul celor de la Reaper, le găsiți acolo pe toate. Și măcar acum, în momentul când o să vedeți un pledge pe Kickstarter, o să înțelegeți cam ce ați putea primi dacă faceți parte din acel proiect. Sper că v-a plăcut și că vi s-a părut informativ. Până data viitoare și la următoarele surprize care vi le-am promis, ne cerem scuze că am întârziat puțin cu ele. După cum am spus și înainte, au fost niște probleme de copyright, am fost și eu în vacanță, ne-am întors acum, ne-am pus pe treabă. Așteptați-vă să vedeți mult mai multe chestii de la noi. Până data viitoare, națiunea se joacă!